În cimitirul din satul Sevirova, raionul Florești, a fost construită o nouă casă funerară. Clădirea a fost înălțată chiar la intrarea în cimitir, pe locul vechii încăperi, care era într-o stare deplorabilă. Construcția casei mortuare a fost posibilă datorită unui consătean și fiicei acestuia, care, deși sunt plecați din sat, și aduc contribuția în mai multe activități organizate în localitate, susține primara satului, Elena Bezvușceac. Кладбище села Сивірова был сторожка, сторожка старенькая, заброшенная сторожка. Жалко было смотреть на нее, но тем не менее люди приходили здесь, когда хоронили, приходили столы, приходили даже вот памятник сделать, какой-то раствор сделать. Ну, сторожка нужна, как бы на кладбище нужна. Но это последний путь наших родных. Это здесь должно быть все, не знаю как. Луна луй думнезеу, как говорили наши родители. И нашелся человек, который не безразличен к своему селу, хотя он живет в Кишиневе, имеет прекрасные свои дома там. Но здесь родительский дом, он реставрировал тоже дом с родителей, памятник своим родителям красивый сделал. И со своей дочкой они решили вот сделать вот этот домик. Вроде бы маленький, но денег здесь очень много, честно говоря. Спасибо ему, спасибо. И хочется, чтобы другие брали пример с таких людей. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Даже хотя бы просто, даже если нету денег, давайте вместе сделаем порядок. Николай Мороșan susține că a decis împreună cu fiica sa Valentina să construiască acest locaj deoarece era necesar pe teritoriul cimitirului. Cu deosebită plăcere vreau să fiu recunoscător, să spun un mulțumesc frumos, în primul rând, doamnei Elena Primar, care ne-a ajutat și a fost alături pentru a realiza această renovare a acestui locaș care a fost dat viață, să zic eu, de la ziua de azi. Și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc și meșterilor care au fost alături, adică zi de zi, au muncit la maximum ca să realizez proiectul dat. Și suntem mândri, eu cu fiica mea, Valentina, pentru că am putut să facem ceva care este, să zic eu, binevenit pentru satul nostru Sevirova. Duminică, 1 septembrie, casa mortuară a fost sfințită de către protopopul de Florești Ioan Zâmbreanu și preotul din localitate. Evenimentul a adunat mai mulți săteni. Crucea ta-i dat nouă, că se scutură și se cutremură, ne suferim dacă nu te-a spregut ei. La mulți s-au saltat inimile de bucurie pe care le-au văzut așa un om pe care le s-au gândit, au avut cuget de la Dumnezeu și au făcut această rânduială plăcută pentru toți. Și mulțumim domnului Moroșanu Nicolae și fiicei ei Valentina. Și la toți credincioși care au participat, au venit de ne-au susținut prin rugăciune, de am cerut darul Sfântului Duh de a sfințe această clădire. Am binevoit cu binecuvântarea Bunul Dumnezeu și cu la rugămintea primarului și a părintelui Gheorghe ca să vin să sfințim această casă mortuară sau cum îi spune lumea Storoșca. Fiindcă de mult deja trebuia să se schimbe ceva spre bine, era o casă mai veche, s-a făcut ceva nou și iată că titurii acestei domnul Nicolae, care numai ce am vorbit cu dânsul, s-a străduit din tot sufletul și a făcut această frumoasă casă. Într-adevăr, este o casă dotată, frumoasă, pentru a, iarna, poate este frig, ploile mai mari, se întotdeauna merge cu mortul prin această casă, la dos, ca să nu ploaie și lumea să se adăposteze aici. Oamenii din localitate spun că sunt bucuroși că unii consăteni realizează ceva în sat și nu uită de localitatea în care s-au născut. Suntem mândri că mai sunt oameni cu suflet și la noi în sat, care îi mulțumim domnului Moroșanu Nicolae că s-a implicat și a făcut un lucru frumos pentru sat. Este un exemplu frumos pentru cei care pleacă din sat și nu uită de satul de unde au pornit și vin cu câte un lucru frumos. Domnul a văzut că aceasta nu este reparație și m-a hotărât mai bine să o demoleze și să o facă așa cum trebuie. Mulțumim că s-a făcut Storoșca în sat, de mult nu a fost așa frumos la noi și să mai fie ceva. Datorită domnului Nicolae Moroșan, cred că ne-a făcut o bucurie, o sărbătoare azi, s-a sfințit Storoșca din cimitirul satului Sevirova. S-a făcut o frumusat care nu ne-am așteptat la așa ceva. Dă-i Dumnezeu micul multă sănătate, bucurie să aibă, să mai facă lucruri bune.
Satul Sevirova are o populație de peste 600 de locuitori.